pacea Domnului Iisus, Domnul Vieții. Mă bucur să fiu din nou împreună cu voi, deși locul acesta este locul unde se trădează inima. Și dacă accept să vii aici, este o responsabilitate și în același timp o sinceritate. Dacă venim aici cu o inimă dublă, cu o inimă care vrea să facă diversiune pentru frați și surori, atunci poziția aceasta nu este bună. Ea nu este însoțită de responsabilitate. Sigur, a veni înspre acest loc este un privilegiu. Și dacă venim doar pentru privilegiu și nu pentru responsabilitate, atunci poziția aceasta este discutabil. M-a provocat un pic fratele Nelu prin discursul lui și m-am bucurat în același timp. Aș vrea să vă amintesc un proverb, pentru că tot s-a vorbit de zburatul la cer. Cu aripile altuia te poți împodobi. Le poți spune peste tine, îți poți împodobi mintea, inima, ființa, dar nu poți să zbor cu el. Lucrul acesta nu-l prea știu oamenii, doar păsările. Păsările știu că dacă ar vrea să ia penele unui păun, să și le pună peste ființa lor, peste corpul lor, nu pot să zboare cu ele. Sunt frumoase, dar nu poate să zboare. Are profunzimea lui acest proverb și merge la educație, la formarea spirituală. Și aș vrea un pic, pentru că s-au amintit două pasaje importante din Scriptură și mai sunt și altele, aș vrea să facem un pic de, nu știu dacă e potrivit termenul ordine, că nu am puterea necesară ca eu să fac ordine sau eu să impun ordinea. Dar mintea omului, la modul general, mintea fiecărui frate și a fiecărui surori, vrea ca să înțeleagă lucrurile, să le vadă într-o anumită ordine, într-o anumită disciplină, într-o anumită formă, unde satisfac dorința omului de cunoaștere. Sigur, avem Scripturi care vorbesc despre Domnul Iisus ca singurul, unicul nostru învățător și așa este. Pasajul care l-a amintit fratele Iosif este și el adevărat, că trebuia să fim de mulți în poziție de a putea preda ștafeta primită de la Domnul, că avem ceva noi, ce n-am primit, nu avem nimic. Am primit o ștafetă, aceea trebuie să o păstrăm intactă și să o putem preda mai departe. Aceasta e poziția învățătorului, sigur. Este un rol important acesta de a primi o ștafetă și la concursurile internaționale, dacă suntem atenți uneori, vedem că dacă o ștafetă nu este apucată la timp, concurentul fără ștafetă nu mai are, este descalificat. Deci fără ștafeta Domnului, fără cuvântul Domnului, nu avem ce veni în fața fraților. Cu părerea mea personală, cu gândul meu, cu știința mea, cu nu știu ce al meu, nu este de folos. Chiar dacă uneori între noi mai există conceptul eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Petru, eu sunt al lui altui frate pe care îl iubesc și îl mii mai aproape de inimă și acestea sunt, au valabilitatea lor, dar este temporar. În inima noastră trebuie să aibă loc Domnul. Domnul ocupă inima noastră și mintea noastră, atunci cuvântul lui are valoare. Are valoare. Aș vrea să vă amintesc că, fiindcă toți suntem la subiectul meu pentru astăzi, dar dacă Domnul v-a îngăduit să fiu și duminica viitoare și voi veți accepta să mă mai ascultați odată și duminica viitoare, aș vrea să împărtășesc cu voi un subiect, mai delicat puțin, dar îndrăznesc să-l împărtășesc cu voi, pentru că n-am făcut-o cu impunere niciodată. Ci am supus atenției voastre de fiecare dată anumite lucruri pe care eu le-am înțeles în felul în care
și în sinceritatea mea, am îndrăznit să le exprim de aici, din fața voastră. Fără să le impun, fără să am în mintea mea gândul că vreun frate sau vreo soră are obligativitatea să primească așa cum spun eu, așa să rămână lucrurile. Nu. Am împărtășit cu voi limitările mele, bucuriile mele uneori sau alte aspecte din munca pe care o desfășor și eu în viața aceasta. Subiectul pe care aș vrea să-l împărtășesc cu voi și la care aș avea nevoie și de tablă, este un pasaj din Matei 24, versetul 37 la 39, nu acum, data viitoare, dacă Domnul va îngădui să mai fiu aici. Și textul lui paralel din Luca 17, versetele 26 la 27. Este vorba despre zilele dinainte de potop. Domnul face o trimitere, deci Matei 24 și Luca 17. Sunt pasajele paralele din cele două evanghelii. Nu astăzi acest subiect, îl anunț pentru duminica viitoare, dacă va fi loc, dacă va fi posibil și dacă Domnul îngăduie ca eu să mai fiu aici. Că s-ar putea să plec înainte de duminica viitoare și atunci subiectul rămâne pentru o altă dată. Un alt aspect în același subiect ar fi Matei 24, versetul 42 și 43. Dacă ar ști stăpânul casei, ar vedea și n-ar lăsa să îi se spargă casa. Acesta este pasajul din Matei 24. În a treia poziție este pasajul din Luca, capitolul 17, versetul 28. După cum a fost în zilele lui Lot, tot așa va fi. Și poziția 4, oamenii, Luca 17, 30, din acest verset, am concluzionat cum vor fi oamenii înainte de a se arăta Fiul Omului. Cum vor fi oamenii înainte, ziua când se va arăta Fiul Omului și ce va urma după acest moment, după acest eveniment. Acest subiect aș dori să-l împărtășesc cu voi data viitoare, dacă Domnul va permite și va fi cu noi. Acum aș vrea să supun atenției voastre, fiindcă tot s-a vorbit de învățător și învățători, să nu fim mulți învățători. Și este sfatul pe care îl avem în Sfânta Scriptură, este pertinent și este adevărat. Și merită să ținem cont de acest aspect și de principiile care însoțesc acest lucru. Trei modele de a învăța. Trei modele ale învățătorului, dacă îmi permiteți să numesc așa detaliile pe care le voi supune atenției voastre. Primul este educația prin exemplu. Și avem modelul prin excelență, îl avem pe Domnul. El nu doar că a dat informații cu gura și le-a spus ucenicilor ce să facă, cum să facă și altora. Nu doar că a avut informații, ci s-a dat pe sine ca exemplu. Acesta este modelul prin excelență. Este un model prin exemplu. S-a dat pe sine exemplu. N-a cerut de la altul să facă. A făcut el primul. Și-a dat un exemplu. Și acest model merită să-l urmăm. Acest model, în continuare, produce transformare. Dacă învățătorul nostru, Domnul nostru, are elemente de cunoaștere pentru noi și Apostolul Petru ne atrage atenția și ne îndeamnă în același timp, nu doar că ne atrage atenția, ne îndeamnă, adăugați la credința voastră faptă sau virtute. Mai adăugați cunoaștere, mai adăugați în continuare celelalte. Am vrut să numesc cunoașterea. Pentru că suntem la exemplul acesta, la un model de cunoaștere. Care sunt elementele cunoașterii pe care ar trebui să le avem toți? Vorbim de învățător. Învățătorul transmite informații, transmite cunoaștere.
Și el o face, Domnul o face dându-se pe sine exemplu și mai departe, când ajunge la mine și la tine, la noi și la voi, când ajunge exemplul lui la noi, ni se transformă viața, ne-a atins mintea și inima, cuvintele lui produc transformarea vieții ființei noastre. Acest model, când este autentic, se întâmplă așa. Când nu este autentic, unul tot spune și ceilalți tot ascultă. Și nu se întâmplă nicio transformare. Niciodată în viață. Și lucrul acesta este o pagubă. Mi-am plătit pastorul ca să-mi spună ce trebuie să fac și când trebuie să fac și când să mă scol și când să mă ridic și când să mă duc, când să vin și ce să cred și ce să nu cred. Mi-am plătit în defavoarea mea, în paguba mea. Eu nu sunt împotriva pastorului, apostolului, care cârmuiește corect sufletul credinciosului. Dar cel plătit, când vine pericolul, lasă oile și fuge. Nu mai are nicio responsabilitate. Atunci, dă vina pe cel ce a... Dar de ce ar trebui să mă crezi? De ce n-ai pus la... De ce n-ai verificat ce am spus eu? Și din această perspectivă, el parcă iese de sub responsabilitate și lasă responsabilitatea credinciosului. Vina este a ta, nu a mea. Tu m-ai plătit ca să stau în fața ta, mie să-mi fie bine, restul te privește pe tine, dacă ai făcut bine sau nu. Ce fel de viață spirituală este aceasta? Care nu produce în mine, cuvânt care nu produce în mine transformare. Este o pierdere de vreme. Și educația care... care unește, aducând indivizii împreună și întărind coeziunea comunitară. Și aici, atenția care s-a subliniat astăzi, este pe unitate. Unitate în gândire, în simțire, fratele Nelu a punctat foarte bine prin cuvintele Apostolului Pavel. Ca să fim în unitate, ce ar trebui să ne unească pe noi? Care sunt elementele de coeziune, de unitate? Care sunt principii și pe care nu sunt părerea mea, fraților, nu sunt rezultatul cercetării mele. Sunt principii care vin de la unicul învățător, de la învățătorul acreditat. Ajung la mine și eu pot să le transmit, dacă le pot transmite, dacă am capacitatea, dacă am calificarea să le pot transmite mai departe. Acestea sunt consemnate de Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4. Bine, le cunoașteți toți, și frați și surori, le voi reaminti într-o formă care îmi place să le reamintesc în forma aceasta. Aici avem 7 principii ale unității, pe care nu le putem discuta, nu sunt discutabile. Aceste 7 principii creează unitatea comunității creștine. Dacă acestea nu sunt principiile unității și libertății, atunci altele nu pot fi. Uitați-vă în creștinismul așa cum îl avem astăzi, pe lângă noi, în jurul nostru, ceea ce formează unitatea este doctrina despre treime, doctrina despre iad, doctrina despre suflet nemuritor și altele câteva. La acestea, dacă ești în acord, ești bine. La acestea, dacă nu ești în acord, ești rătăcit. Așa cum fratele Nelu a amintit că noi și martorii suntem undeva la lada istoriei, nu mai avem valoare. Nu este chiar așa. Chiar dacă s-a încredințat unor bărbați cu știință de carte, sarcina, de a face o evaluare în creștinismul contemporan, și acești bărbați au făcut o analiză așa cum au făcut-o, sigur, cu părtinire, putem să spunem că cu părtinire, această analiză nu este completă. Și cred că acestor bărbați care au contribuit la această analiză le va fi greu într-un moment al istoriei că vor trebui să dea socoteală și ei de credința pe care o au. Și vor vedea dacă pot să o facă cu blândețe, așa cum a amintit fratele Nelu, și cu teamă. Cu teamă că s-ar putea în fața Creatorului să-mi fie rușine de ceea ce am vorbit. De cum am prezentat ființa Lui, cauza Lui, scopul Lui, planul Lui și toate ale Lui. Cum am vorbit despre Dumnezeu? Dacă va trebui să-mi fie rușine, atunci
Nu știu cum va fi. Cum îmi voi scoate rațiunea și mintea și inima și tot ce are o ființă omenească. Vă rog să afișați un pasaj din Deuteronom 11, versetul 18. Să vedeți ce frumos îi spunea Domnul încă lui Moise pentru Israel. Da, frate Nelu. Scuze-mi îndezimea. Mulți vor zice în ziua aceea, mi-am prorocit, mi-am scos glas, mi-am făcut minuni și Domnul în loc să-i laude, mi-a zis că încă. Asta e. Și mai, și mai punctual. Mergeți, căci niciodată nu v-am cunoscut. Nici pe când voi proroceați, nu ați făcut-o din îndemnul meu, din Duhul meu, din inițiativa mea. Ați făcut-o că v-ați găsit bine. Deuteronom 11, versetul 18. Vă va plăcea acest pasaj și un gând excelent conținut în acest pasaj. Puneți-vă, dar în inimă și în suflet, aceste cuvinte pe care vi le spun. Puneți-vă unde să punem cuvintele Domnului. Lucrul acesta va produce transformarea ființei mele. Dacă cuvintele vor ajunge în inimă, și așa cum spune Apostolul Pavel în Evrei, cuvântul Domnului este comparat cu o sabie tăietoare cu două tăișuri, care pătrunde cât de adânc în ființa umană. Până acolo încă face diferență între gânduri și gânduri, între aspectele de finețe ale ființei, acolo nu, unde nu pătrunde orice cuvânt, unde nu pătrunde orice Duh, numai Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci, puneți-vă, dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun, să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntare de prima parte. Puneți-vă, dar în inimă și în suflet aceste cuvinte. Cuvintele Domnului. Este vorba despre cuvintele Domnului pe care le spusese Domnului Moise. Și versetul 19. Să învățați pe copiii voștri în ele, adică nu le-ați primit voi ca generație, Moise și copiii lui Israel, la nivelul acela de timp, și apoi ați uitat de ele și ele rămân undeva în lada istoriei și nimeni nu-și mai readuce aminte despre cuvintele Domnului. Și învățați-i pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie și când te vei culca și când te vei scula. Adică să transmiți sarcina învățătorului. Aici poate fi, pot fi mulți învățători cu această calitate, ca să transmită cuvintele Domnului așa cum sunt. Sigur există și din experiența practică, dar frate, eu nu mă duc de lângă cuvânt. Și aici există, trebuie să avem maturitatea necesară și toleranța necesară, că de multe ori cităm pasaje din Scriptură care nu se înțeleg literal. Și avem nevoie de discernământ, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu pentru a discerne sensul și poziția corectă a pasajului. Spicul gol stă sus. Cel plin este aplecat. Smerenia și umilința, așa cum am cântat, sunt importante ca factor în viața noastră de zi cu zi. Aceste două pasaje mi-au plăcut, că ele sunt, au vechime milenară, dar au valabilitate actuală și acum. Cuvântul Domnului nu ne-a fost dat ca să-l primim și să-l ținem în bibliotecă. Vă aduceți aminte povestea Bibliei? În scurte secvențe, vă rog să-mi permiteți să mai reamintesc câteva gânduri din povestea Bibliei. Cum povestește Biblia cât se bucură de tare despre o persoană pe care o cumpără? O persoană, o ființă, aude despre Dumnezeu, despre Biblie și cumpără Biblie. Vrea să o citească și el. Și după ce o cumpără și intră în posesia lui, omul, de bună credință, o îngrijește să nu o distrugă și o pune pe raft în bibliotecă. Și nu o mai consultă, nu o mai deschide. Lungă perioadă de timp nu este întrebată, nu este deschisă, nu este consultată. Și Biblia se întreabă, oare de ce m-a cumpărat stăpânul meu? Oare de ce a dat atâția bani pe ea
să mă țin aici între alte cărți. Și Biblia merge mai departe. Sosește o zi în viața persoanei când se pregătește să meargă în concediu. Și Biblia observă că este luată de pe raft, este șteasă de praf, este așezată pe masă la loc de cinste și se pregătește ceva și ea nu înțelege ce se întâmplă. Oare mă va consulta stăpânul meu? Și stăpânul nu o consultă. În final o așează în geamantan, închide geamantanul și zice, nu știu de ce m-a introdus aici la întuneric. Probabil se pregătește de o călătorie lungă și se duce într-o stațiune undeva. Și ajuns acolo, o scoate, o pune pe notieră și nu o deschide și Biblia supărată, oare de ce m-a adus până aici? Nu m-a putut lăsa acolo la locul meu de origine. Și se întoarce din concediu și are Biblia mai multe momente importante de viață în care ea povestește oare de ce m-a cumpărat, de ce nu mă consultă, de ce nu vrea să vadă ce conțin și ce este aici, ce potențial spiritual există între aceste coperte. Și până la capăt, Biblia suspină. Sigur, nu pot generaliza cu acest exemplu. Să spun că toți oamenii procedează la fel. Nu toți oamenii procedează la fel. Omul care își permite să cumpere o Sfântă Scriptură și care rămâne reper, așa cum cântăm cântarea, Scriptura-i cuvânt slăvit. Ea este un dar minunat și sfânt. Nu este ceva ce își poate imagina omul. Nu sunt gânduri omenești. Chiar dacă avem și gânduri omenești pe aici, pe acolo, în conținutul, în diferite segmente de text pe care le conține, că Biblia, pe de altă parte, este o carte de mare complexitate. Nu este o carte simplă. Nu este la îndemâna oricărui om. Și în mod deosebit la îndemâna unui om sufletesc. Este pentru oamenii care îl doresc să-L cunoască pe Dumnezeu. Prin această carte Dumnezeu se poate descoperi ființei care dorește lucrul acesta. Este valabilă pentru oamenii care doresc să se apropie de Dumnezeu, să-I cunoască voința, să-I cunoască ce vrea Dumnezeu de la mine, cum te-am apărut în lumea aceasta și multe alte aspecte care dacă ar fi să le punem într-o formă ca și un buchet de flori, sigur că ne-ar bucura deosebit de mult. Cunoașterea este importantă, dragi frați. Nu putem spune, frate, să iubesc, să mă ajute Domnul să iubesc. Cunoașterea îngânfă, dragostea zidește. Nu vreau să cunosc mult ca să nu mi se ceară mult. Că mulți dintre noi avem această frică de cunoaștere, că dacă acceptăm lumina lui Dumnezeu să ne inunde mintea și inima, trebuie să fim tare drept, trebuie să fim tare pe picioare, trebuie să fim tare corecți, trebuie să fim tare deosebiți în generația în care Domnul a îngăduit să fim și noi în viață. Și pentru că trebuie să fim așa, ca și El, că Domnul are o normă, nu are două norme. Eu sunt sfânt, spunea Iahve al oștirilor, și voi să fiți altfel. Voi puteți să fiți cum vreți voi. Nu are două norme. Eu sunt sfânt și voi să fiți la fel. Și în această relație cu Dumnezeu, sigur, eu mă înspăimânt și voi spune, da, nu pot. Dar avem îndemnul acela care spune cel drept. De 7 ori, dacă în călătoria lui spre Dumnezeu, spre paradis, spre Canaan, cade, de 7 ori dacă cade, el se ridică. Pentru că căderile acestea sunt accidentale, sunt accidente, el va plânge pentru fiecare cădere a lui. El nu se va bucura, nu se va făli, wow, ce am realizat, wow, ce am făcut. Pe când păcătosul se bucură de cădere, se bucură în cădere. Aceasta este diferența între doi oameni, unul care merge spre Dumnezeu și posibil să cadă și nu se va bucura, va plânge tot timpul pentru căderea lui, că este mică, că este mare, el va plânge, va regreta și va avea capacitatea de pocăință.
adică de reîntoarcere și de apropiere de Dumnezeu. Celălalt nu dorește, n-are regret, deci în consecință nu poate să se pocăiască. Este o diferență enorm de mare între cele două tipologii. Care este limita mea de timp? Fără 10. La fără 10 sunt. Dragi frați, cunoașterea, sigur, așa cum am spus, ea, o altă versiune de limbă română spune cam așa despre cuvintele Apostolului Pavel din Corinteni. Cunoașterea separă. Nu îngânfă. Are și element de îngânfare. Dacă persoana în mintea căruia ajung noțiunile de cunoaștere, nu este în echilibru. Nu este pe poziția pe care trebuie să fie. Cunoașterea separă. Și am să subliniez un caz, două cazuri, ca să-l fac mai practic traducerea aceasta sau gândirea aceasta de exprimare. Cum separă cunoașterea? Moise a primit instrucțiuni de la Dumnezeu ca să aplice anumite normative, anumite perspective din planul lui Dumnezeu pentru Israel, Moise a primit aceste instrucțiuni și a trebuit să le transmită mai departe. Aceste noțiuni, aceste informații, ce Moise le-a primit de la Dumnezeu, când să aleagă mielul, când să-l jertfească, ce să facă cu carnea lui, cum să o pregătească, cum să participe împreună în comunitate, toate acestea i-au condus spre eliberare, spre eliberarea, marea eliberare din robia Egiptului. Cunoașterea i-a separat de egipteni. I-a făcut diferiți. Le-a dat șansa eliberării. Nu i-a îngânfat, nu s-au mărit că ei știu să aleagă un miel și când trebuie să-l aleagă. Nu s-au fălit că ei sunt capabili să jertfească un miel la un anumit timp și într-un anumit fel. Și ce să facă? Cum să procedeze? Multe instrucțiuni. Toate aceste instrucțiuni au fost elemente de cunoaștere, noțiuni de cunoaștere, care i-a separat pe ei de restul. Restul n-au avut aceste elemente de cunoaștere. Deci nu i-a îngânfat, i-a pus într-o poziție de favoare față de Dumnezeu, dacă prin instrucțiuni ei le-au respectat, le-au aplicat așa în viața lui. Și multe alte exemple de felul acesta am putea să oferim în Sfânta Scriptură. Cunoașterea are valoare doar atunci când are și aplicație. Dacă cunoașterea este doar cunoaștere de dragul cunoașterii, nu suntem departe de oamenii de știință care dețin informații multe și pertinente în domeniul matematic, fizic, geografic și așa mai departe. Multe domenii ale cunoașterii. Informații care nu transformă, care nu ating ființa, sunt doar pentru minte. Sunt raționale, sunt bune, foarte multe, sunt bune pentru planul social. Dar informația, cunoașterea care vine de la Dumnezeu și care este descrisă așa cum s-a amintit și astăzi, este curată. Pentru că vine dintr-un izvor curat. Nu-i și așa, și așa. Nu poate fi în două feluri, numai într-un fel. Și pentru a cunoaște felul acela unic, trebuie să cunoaștem cuvântul scris. Trebuie să cunoaștem suveranitatea Creatorului și valoarea cuvântului care ajunge până la mintea și inima noastră. Pentru că suntem într-un timp, în istoria mântuirii, suntem într-un timp binecuvântat de Dumnezeu. Timpul acesta este numit Ziua Mântuirii. Mai este Ziua Mântuirii astăzi. Mai este valabilă exprimarea aceasta sau este depășită? Este deja trecută și așteptăm un alt timp? Deci credem că este valabilă. Credem. Și dacă cineva poate să justifice invaliditatea acestei afirmații, mie unul, eu aș vrea să stau, să ascult și să învăț dacă este posibil ceva ce deocamdată nu pot tare pricepe cu minte. Dispensația prezentă a început cu un eveniment.
Și dacă a început cu un eveniment, se va sfârși cu un eveniment. Pentru că fiecare dispensație din trecutul istoriei mântuirii începe cu un eveniment și se sfârșește cu un eveniment. Și aceasta o diferențiază și o face diferită de cealaltă dispensație. Dacă ne amintim foarte scurt, așa, foarte rapid, prima dispensație în istoria mântuirii este dispensația sau timpul cât omul Adam, omul primordial, a stat în grădina Edenului. Este o perioadă de timp. Și este, între frații există discuții, de la 2-3 ani până la peste 100 de ani sau 100 de ani. Acestea sunt noțiuni discutabile, unde cunoașterea noastră nu are elemente foarte perfecte, foarte nediscutabile. Și lăsăm loc minții să evalueze, să cerceteze, să caute, să se consolideze pe o anumită direcție. Dar timpul acesta este diferit. De ce este diferit? Pentru că omul a fost fără păcat în această dispensație. Omul nu a avut păcat. Omul a fost omul perfect Adam. Într-o comuniune perfectă în fiecare zi cu Creatorul Său. N-a existat disensiuni, n-a comentat niciodată Adam să spună astăzi nu mă duc să dau nume la animale. Astăzi nu mă duc să dau nume la flori. Ne amintim că numele pe care Adam le-a dat animalelor sunt valabile până astăzi. Și cum a putut să dea anumitor tipuri de animale nume care să corespundă cu caracterul, este o înțelepciune de natură divină. Numai să stai în fața unui tufiș de flori, de o, două, trei variante de tufiș, de diferit, și cineva să-și ceară să rezolvi problema, să dai nume acestei flori, acestei flori și acestei flori. Să vedeți cât este de ușor să dai nume la o floare, sau la o pasăre, sau la un detaliu oarecare, nu este foarte ușor. Și un om, fără capacitate, fără abilitate de a face lucrul acesta, îl va face cu stângăcie. Va putea să-și dea cu părerea. Părerea mea este aceasta. Ea poate să aibă valoare mai mare sau mai mică, în funcție de cât este de aproape de Dumnezeu. Dacă omul este mai departe de Dumnezeu, sigur că experiența lui va arăta celor din jur că este mai novice puțin în ale cunoașterii. Următoarea dispensație, după ce Adam a fost izgonit din grădina Edenului, este un timp diferit de cel pe care Adam l-a avut în grădina Edenului. De aici și diferențele. Și natura omului este, rămâne natura umană, dar se schimbă din neprihănire în păcătos. Omul este condamnat și este numit om păcătos. În afara grădinii Edenului, omul Adam a devenit un om păcătos și toată generația lui, toți urmașii lui, moștenesc această deficiență. Moștenesc păcatul. Și nu este niciun om care să poată spune la mine nu a ajuns germenul acesta. Nu, nu se poate lăuda niciun om. Nu poate ieși niciun om de sub incidența păcatului. Această perioadă de timp a ținut o vreme. Până unde a ținut vremea aceasta? De la evenimentul excluderii din grădina Edenului până la un alt eveniment. Până la potop. Potopul a pus capăt acestui timp, acestei dispensații, și la ieșirea lui Noe din corabie, când s-a uscat pământul și a putut să iasă afară cu viețuitoare el și familia lui, timpul a fost diferit. Scopul lui Dumnezeu cu Noe după a fost diferit. N-a mai fost la fel. Și urmează, aceasta este a treia dispensație în istoria mântuirii, dacă le vedem succesiv. Așa s-au întâmplat. Nu le așez eu acum în ordinea asta pentru că mi se pare rațional minții mele. Acesta este procesul natural în istorie, așa s-au desfășurat evenimentele. Până când a ținut dispensația a treia? Cea de după potop. Potopul este evenimentul care marchează sfârșitul potopului, de fapt, ieșirea din corabie, și el ține până undeva, merge până undeva.
Merge câteva sute de ani, nu merge până la venirea Domnului, că tare departe te-ai sărit în istorie, peste alte evenimente mult mai importante. Până la ieșirea din Egipt. Acesta este moartea lui Iacob. Este un eveniment important și multe alte evenimente sunt. Dar ca ieșirea din Egipt, nu există niciun, în zona aceea, nu există niciun eveniment care să poată fi comparat cu acest eveniment. De aceea aici se sfârșesc lucrurile. Prin ieșirea lui Israel, alegerea lui Israel, ieșirea lui din robia Egiptului. Și în vremea aceasta avem important, teme importante, răscumpărarea, l-avem pe Avraam, Isaac, Iacov și descendenții lor, formarea națiunii. Apoi ei ajung în robie și eliberarea din robie pune capăt acestui segment de timp, numit, îl cunoaștem, cred că este potrivită expresia, perioada patriarhilor. Pentru că se disting aici Avraam, Isaac și Iacov. Prin exemplele lor de viață și prin făgăduințele pe care le primesc, nu doar prin exemplele lor. Următoarea dispensație, de după potop, este timpul în care Dumnezeu la Sinai a dat o lege lui Israel și a cerut respectarea acestei legi. Tipul de relaționare al lui Dumnezeu cu omul pământesc se schimbă. N-a fost la fel cu Avraam, Isaac și Iacov. N-a fost la fel cu cei dinainte de potop. Aici avem o dispensație specială, o dispensație în care Dumnezeu face un fel de joc, un fel de teatru, dacă îmi permite să spun așa, prin comparație. Adică transmite lui Israel anumite ceremonii, anumite aspecte, evenimente cu caracter ceremonial, care sunt tipologice, care au semnificație, aruncă anumite lucruri pentru viitor. Și unul din umbre, expresia Apostolului Pavel, aici avem, de exemplu, dacă ne raportăm la cele șapte sărbători. Cele șapte sărbători sunt sărbători ceremoniale în caracterul lor, în statutul lor. Fiecare are, implică o anumită ceremonie. Și fiecare implică o anumită dată, nu doar o anumită ceremonie. Tot acest aspect ceremonial își descarcă valoarea cândva în viitor. Paștele și-a descărcat toată ceremonia lui, toate instrucțiunile referitoare la Paște și-a descărcat când și-a descărcat ceremonia lui. Și-a descărcat ceremonialul la moartea Domnului, odată cu moartea Domnului. Aici s-au împlinit toate aspectele ceremoniale și fiecare sărbătoare o putem analiza la fel. Deci această dispensație începe la ieșirea din Egipt și ține până la care este evenimentul care îi pune capăt acestei dispensații. Trebuie să fim foarte atenți, să selectăm între mai multe evenimente, evenimentul care într-adevăr pune capăt. Este moartea Domnului. Deci moartea Domnului, ce s-a întâmplat cu Domnul în jurul plătirii prețului de răscumpărare, este evenimentul care pune capăt. Este eveniment, nu proces. Toate sunt evenimente. Izgonirea din grădina Edenului, potopul, ieșirea din Egipt, moartea Domnului Iisus, toate sunt evenimente în care este implicat în mod direct Iahveh. Vă rog să vă uitați cu atenție. Nu selectăm un eveniment care are valoare de eveniment, dar în care nu este implicat Iahveh. Are natură, are calitate de eveniment, dar nu este implicat Dumnezeu așa ca la izgonirea din grădina Edenului, ca la potop, ca la eliberarea din robia Egiptului, ca la moartea Domnului și urmează alte evenimente. După moartea Domnului, cu acest eveniment, intrăm într-o nouă etapă, într-un nou timp, diferit. De aceea este numit ziua mântuirii. Apostolul Pavel numește acest timp ziua mântuirii. Nu înseamnă că este o zi de 24 de ore. Această expresie este mai degrabă simbolică, are caracter care arată o perioadă de timp în care Dumnezeu acum se îndură nu doar de evrei, că înainte, în dispensația dinainte de moartea Domnului,
a intrat în legământ doar cu națiunea Israel. Celelalte națiuni au rămas fără Dumnezeu, fără drept de cetățenie în Israel, fără legămintele făcute, fără promisiuni. Dar după moartea Domnului, acum se deschide o oportunitate nouă, o cale nouă și vie, în care oamenii din toate națiunile au șansa la mântuire. Lucrul acesta, perspectiva aceasta este măreață. Asta nu e hotărâre omenească. Aceasta nu este decizie omenească. Dar și timpul acesta de favoare, de har, așa cum s-a cântat și cântarea, harul acesta este măreț, uneori nici nu-l putem pricepe. Dar se va termina. Nu-i la nesfârșit, nu merge acest timp la nesfârșit. De acum înainte, atâta milă și îndurare din partea lui Dumnezeu o să fie că o să tot meargă miliarde de ani înainte, nu? Vine un eveniment, ne așteaptă în față un eveniment. Vreau să supun atenției voastre între aceste două evenimente, moartea Domnului și revenirea Domnului, parusia sa, vreau să vă supun câteva atenții cum este poporul Domnului în acest timp. Și care sunt caracteristicile principale ale poporului Domnului, ale urmașilor Domnului în această perioadă de timp numită Ziua Mântuirii sau Dispensația Evangheliei, timpul în care veștile bune de bucurie sunt anunțate, sunt transmise mai departe, de la individ la individ, de la națiune la națiune, de la familie la familie. Care este principiul conducător după care noi ne conducem astăzi? Care este principiul de bază la care ne raportăm? Trebuie să fim cu mare atenție că s-ar putea ca principiul care ne călăuzește să fie diferit. Și trebuie să avem în vedere principiul cel mai înalt, cel mai suprem, indiscutabil, la care nu... Da, frate, tu ajungi la concluzia asta, dar uite, este ceva mai frumos, mai înalt, mai măreț, mai sus. Da, este vorba de Dumnezeul adevărului și Duhul adevărului, Duhul lui Dumnezeu, care este principiul conducător. Toate vin de la El. Pe canalele pe care El le-a hotărât. Apostolul Pavel spune, în vechime Dumnezeu a vorbit părinților noștri prin profeți. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul Său. Și după Fiul Său a continuat să ne mai vorbească prin apostolii Săi. Acestea sunt surse autorizate. Nu sunt surse discutabile. Da, frate, dar stai să vezi că Pavel este criticat. Nu este crezut peste tot. Este crezut doar aici, aici, aici. Nu este așa. Pavel, despre Pavel, s-a confirmat că este sursă divină, sursă autentică, care nu poate fi pusă la îndoială. Și dacă îndrăznim să-l punem la îndoială pe Pavel, apoi... ce să mai discutăm? Mare lucru nu mai putem discuta. Avem în Isaia 65, versetul 16, expresia Dumnezeul adevărului. Acesta este principiul călăuzitor suprem. Dumnezeul care a emis și adevărul, a numit și adevărul. Nu eu numesc adevărul, nu eu îl construiesc. Așa că cine se va binecuvânta în țară, se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului. Această expresie este cu greutate. Este importantă și merită să nu trecem pe lângă ea, pentru că sursa supremă a adevărului este însuși Dumnezeu. Și mai avem în Ioan 14, 17, expresia Duhul adevărului, care vine de la Dumnezeu. Este aceea sursă, dar Domnul Iisus o numește Ioan 14, 17, Duhul adevărului. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu îl poate primi pentru că nu îl vede și nu îl cunoaște, dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi și va fi în voi. Duhul adevărului, principiul călăuzitor. Acesta este cel mai înalt principiu în călăuzire. Punctul 2. Comunitatea, unde adevărul este pus în valoare. Comunitatea. Care este comunitatea? Între atâtea comunități. Tendința noastră este să spunem noi și ceilalți, toți sunt rătăciți.
Și azi pe noi. Și fiecare la rândul lui, tendința este aceasta. Noi, restul sunt descalificați, n-au valoare. Nu. Și această judecată nu este bună. Chiar dacă avem principiul călăuzitor, nu ne vom lăuda noi cu el. Vom lăsa ca Dumnezeu să ne laude că am aplicat valorile cuvântului Său în viața noastră și în comunitatea noastră. Cum este numit comunitatea creștină? Cum este numită tehnic pe paginile, în special în Noul Testament, că aici avem adunarea lui Dumnezeu sau trupul, care este trupul Său. Lucrul acesta nu este lipsit de importanță. În aceste noțiuni ne conduc pas cu pas la exactități, la detalii care sunt, nu sunt mistere, nu sunt ceva invenție omenească. Sunt ceva ce vine din sursă de origine. 3. Doctrina. Care este doctrina noastră? Toți spun, omul ăsta nu are doctrina noastră, e diferit de doctrina noastră. Toți avem doctrina noastră. Toți. Mă refer la cultele creștine din ziua de astăzi, care sunt multe, nenumărate, și toți au doctrina lor. Ultima vreme s-au trezit oamenii și au constatat că sunt diferențe majore între noi și voi și au făcut posibil, și-au unit eforturile ca să semene un picuț, să se apropie mai mult. Și-au numit anumite, pe anumite nivele, au numit, la punctul ăsta trebuie să credeți și voi ca și noi, la punctul ăsta trebuie să credem la fel și așa mai departe. Și ecumenismul și rolul lui, care este major și cu mult efort implicat, dă roade. Se vede ultima vreme în creștinism că este mai unitar ca și înainte. Cu 50 de ani, cu 100 de ani, cu 200 de ani, creștinismul contemporan este mai unitar acum, este mai uniformizat un picuț. Mai sunt diferențe, dar diferențe, de exemplu, diferențe care izbesc privirile. Cum se poate ca creștinismul ortodox să aibă o dată pentru moartea Domnului și creștinismul catolic să aibă o altă dată? Același eveniment, aceeași persoană, două date diferite. Cum se poate așa ceva? Cum se poate să nu șunească eforturile după 1054 ca să recunoască data de origine, data reală și adevărată? Ori nu-i posibil? Este un lucru prea greu, prea mare? Sau e vorba de tradițion, de doctrina noastră? Asta e doctrina noastră. Asta e doctrina voastră. Și ne vom lupta împreună că noi suntem ortodoxi și voi sunteți catolici și noi avem adevărul și voi n-aveți adevăr. Și Duhul acesta nu este potrivit. Dar ce face că în Israel fiecare credință cu momentul lor? Mai mult în... Asta arată o democrație consolidată și o democrație modernă care acceptă creștinilor, musulmanilor, budiștilor și altora, acceptă să-și desfășoare activități pe teritoriul acestei țări. Pe care e adevărul atunci? Arată ca democrație că oferă libertate individuală, că proba de foc încă n-a sosit, dragi frați. Proba de foc încă n-a sosit. Urmează să vină proba de foc. Și unii sunt inteligenți și lasă această libertate că vine proba de foc. Când va trebui să dăm socoteală fiecare după ce am zidit. Lemn, fân, trestie, paie, aur, argint, pietre scumpe. Ce am zidit, proba focului va dovedi valoare sau lipsă de valoare. Doctrina trebuie să fie adevărul lui Dumnezeu. Evanghelia mântuirii. Sigur sunt particularități aici și nu pot să stau că nu putem desfășura. Vreau să închei încă două, trei puncte și vreau să închei că e fără 10 și timpul a expirat. Deci doctrina trebuie să fie adevărul lui Dumnezeu, Evanghelia Mântuirii, statutul spiritual. Care este statutul nostru? Dacă ne întreabă cineva, bine, voi vă duceți pe Valea Roșie, aveți comunitate diferită, aveți valori diferite, care este statutul vostru spiritual? Cum îl definim? Cum ne definim statutul nostru spiritual? Voi sunteți templul lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului.
Da. Un gând frumos. Ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copii ai Lui. Da? Datorită dragostei Lui, noi avem calitate de copii. Așa. Mai departe, dacă mai aveți vreun gând, dacă nu vă supun eu atenției, statutul spiritual al combatantului creștin trebuie să fie nouă creație. Dacă nu este nouă creație, este o problemă. Mod de viață. Care trebuie să fie modul nostru de viață? În această lume, așa cum este lumea aceasta, cu limitări, cu bune, cu rele, modul nostru de viață. Cine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Așa este. Cu un asemenea statut nouă creație, sigur că lucrurile au prin contur, au valoare. Este diferit. Deci trebuie să nu uităm că modul de viață este calea îngustă. Acesta este modul de viață. Pe o cale îngustă, nu este pe o cale largă, este pe o cale îngustă. Un mod de viață, calea cea nouă și vie. Este o cale nouă și vie diferită de cea dinaintea dispensației acestei. Este o cale nouă și vie. Pentru că ne oferă o perspectivă diferită. Înainte nu puteai să devii o nouă creație. În dispensația prezentă poți să devii o nouă creație. Dacă Dumnezeu se îndură și are milă de noi. 6. Jurisdicție spirituală. Juridic vorbim, adică de drept vorbim. Acum, cu noțiuni mai de drept oarecum, nu doar considerații între mine și voi, între noi și voi. Jurisdicția spirituală trebuie să fie legea Duhului de viață în Mesia. Nu există altă jurisdicție spirituală pentru noua creație. Legea Duhului de viață în Mesia. Care m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Fără această jurisdicție, fără această lege, valoarea combatantului, valoarea urmașului Domnului nu este la fel. Și punctul 7, scop final sau destinație finală, până unde vreau să mă duc cu principiu, conducător, comunitate, doctrină, statut, mod de viață, jurisdicție spirituală, care este destinația finală? Împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute, să ne dea putere, să nu îl pierdem din vedere și în fiecare zi să ne dea puterea lui ca să putem rămâne cu adevărat fideli cauzei lui.